carte am folosit-o pentru sponsorizare, este un antisportiv. Da. Noi credem că e o ocazie de a face o educație a celor care fac astfel de sport, pentru că este un grup de participanți elevați și care au nevoie să vadă că și țintele noastre sunt mai mult decât sportive, sunt și spirituale. Dar pe zona de sporturi de iarnă, nu organizați nimic? Păi, până la iarnă nu mai avem timp. Bine, nu acum. Multe, da. Păi am organizat acum, cu apa asta la 13 grade. Ah, și apropo, cred că aș vrea să ridic puțin mingea la fileul lui Dudu. El practică sporturi de vară iarna. Să vă spun cum face el surfing pe valurile de la Marea Neagră când e zăpadă pe plajă. Te rog. Păi ce să, că ai spus tu deja. Deci m-a fascinat. Dă-mi voie să te vând până la capăt. Deci când este zăpadă, există și o filmare. Deci surf este acel sport pe placă, pe val. Da. Care noi îl asociem cu Caraibe, cu Hawaii, cu alte locuri de val. E bine, cu placa de snowboard? Cu placa de surf. Dar noi nu sunt valuri la Marea Neagră decât extra sezon. Încep undeva la sfârșitul lui septembrie și țin până în ianuarie. Atunci e perioada de furtuni și sunt valuri pe care poți să te dai cu placa. Dar și pe lacul, mergem. Pe lacul Techirghiol nu sunt condiții, că știu că domn primar de Constanța se tot dădea pe acolo. Probabil că se dă cu un kitesurfing. Sau noi ne dăm doar cu placă, fără pânză, fără parașută. Ceea ce necesar valul. Nu, dar aterizarea pe zăpadă mi-a povestit-o Dudu. Deci val venit și ieșit exact pe zăpada care era pe plajă, cu neopren. Adică da, este sport extrem făcut în România. Și ce mai puneți la cale? Ce urmează? Nu știu dacă o să avem suficienți adepți pentru surfingul de iarnă de la Vama Veche, dar nu știu. Deocamdată o să punem la cale ediția 3 fără asfalt. Ediția 3 care va fi probabil mai fastoasă, cu mai mulți participanți. Mai bine, până la anul mai ieșim și din criză, sper eu. Și cred că asta nu prea are mare legătură. Dimpotrivă, lumea caută să se încarce de undeva, iar un astfel de eveniment te ajută să te încarci pentru praful pe care le iei de luni încolo. Exact. Dar n-ați putea să faceți un asemenea eveniment și în București, fără asfalt? Eu cred că găsiți, dacă mergeți pe acolo prin Giulești, da, imediat după ce a plouat, dacă vă duceți cu bicicletele, cred că e același tip de triatlon. Da. Șerban, voi ce ne mai recomandați? Chiar spuneam că o să mă sfătuiesc cu colegii unde să participăm. Suntem încurcați pentru că sunt prea multe lucruri. Și apropo, cred că e cinstit să spunem, în acest weekend, dacă aș fi putut să mă împart în două, aș fi mers și la Mediaș. Deci la Mediaș, an de an, se întâmplă un alt maraton, numai bicicletă, dar proba mică este de vreo 50 de kilometri. Și frumusețea este că leagă acele localități frumoase din zona Media și Sighișoara, biserici fortificate, localități săsești, este superb traseul și capătă o amploare extraordinară. Deci iată, se întâmplă weekenduri când avem de-a face cu două evenimente și nu știm unde să participăm. Acum îmi arată organizerul, că spuneam că le-am încărcat pe toate într-un sistem cu pasiunea.eu, avem Montaniada, ediția 4-a Olimpiada Muntelui. Piscu Negru, Cabana Capra, Valea Argeșului, Munții Făgăraș. Profit de ocazie să punctez și acest site care se mișcă foarte bine, se cheamă liberemișcare.ro, care ne ajută și pe noi să punem cap la cap. Este un eveniment făcut de Asociația Ghizilor și sâmbătă asta, uite, îți spun acum, sunt două chestiuni. Este triatlonul de la Oradea și este Burn in the Air, o competiție de mountain biking chiar la Brașov. Și o deschid ei chiar și pentru familie. Văd că fiecare eveniment începe să aibă o rubrică pentru familie, ceva mai easy, mai fără cronometru, să vină și copilași să dea la biciclete jos pălăria. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența noastră în platou. Presupun că mai mergeți, nu? Și la alte, asemenea competiții, la Mamaia. Da, la Mamaia sper din tot sufletul să ajung și eu în acest weekend. Dar trebuie să ne mutăm. Gata, alergător. Te bagi la alergare, da? Te bagi la nut. Dacă vrei și mai rugat în mod public, cine sunt eu să refuz? Septembrie este previzibil. În România există un circuit de triatlon anul ăsta. Sunt 5 competiții. La Târgu Mureș, la Sfânta Ana,
la Reci și la Mamaia după noi. Deci aveți de unde alege. Două dintre ele sunt off-road, celelalte două sunt de șosea. Toată lumea este invitată. Deci dacă dăm timpul înapoi, acum 5 ani de zile nu era nimic. Crede-mă. Deci dacă noi ne-am luat o mașină a timpului și ne-am duce peste 10 ani și am privit de acolo cum se văd anii ăștia 2010-2011, cred că asta e originea restartării în domeniul pașilor și mai ales cele care sunt. Eu vă mulțumesc foarte mult și să aveți o zi cât se poate de bună. Mulțumim pentru invitație.